Am apăsat pe buton. Da, bursucule, ia uzi. Știu răspunsul corect. Auzi, pac, te vreau în echipa mea. Stai așa. Te vreau în echipa mea. Georgica, când vină cu acă, vorbeam de animăluțe. Mi-am adus la minte de un banc absolut senzațional legat de animăluțe. Zice... E cel mai prost e de dat la televizor? Că tu că râzi așa, pare că e un skeptic. Zice leu, așa. Viviana fi pe fază, da. Leu. Zice adună, știți că leu e șeful. E regele. Regele animale. Adună toate animalele, leu. Ce? Adunarea, mă, mâine dimineață la ora 8 facem ședință. Vreau să văd cine mai e pe-n pădure. Cine mai e pe pădure pe aici? Recensământul. Ăștia la, exact, ăștia la ora 8 se adună toți cu micul mare, pac, toată pădurea era plină, vine leu, se trece frumos, ia cafeluța, iese în fața lor, zice, hai noroc, mă, bună dimineața, ăștia toți, veneața șeful. Zice, băi, vreau să facem recensământul, să vedem care, cum stăm. Se uită la el, tu ce famă, Ariciule? Ăla, bine, șeful, merge treaba, merge. Tu ce famă, e purașul? Ia să știu, cum mă știi, papa, țopa, 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 când se uită în stânga, vede o corcitură aceea și zice, ce faci? Și ăla zice, bine șef, ce o să da, și cu fața asta, mă, tu cine ești? Ce sunt câinele lup. Cum adică câine lup, ești prost? Ce păi da, șeful, că tata a fost lup și mama a fost câine. A, zice, bine mă, ok, se mai uită așa, când cu ăla vede pe unul așa mare, așa cu tromb, zice, tu ce ești, mă? Zice, eu sunt urs furnicar. Mai du-te, dracule! Excelent! Excelent! Și uite, așa avem o imagine plantată în cap, un vernisaj în capul nostru acum. Eu sunt urs furnicar. Leu, ai mai du-te, dracule! Hai să vedem berbecul. Hai să vedem berbecul. Dacă tot e vorba astăzi despre animale. Este o zi ideală pentru a semna orice fel de contract sau pentru a face tranzacții financiare. Riscă pentru că ai toate șansele să ieși în câștig. Taur, ești vorbăreț și plin de inițiativă. Pe plan profesional, concentrarea ta este la nivel maxim, așa că poți lucra liniștit la anumite obiective pe care ți le-ai setat pe termen lung. Gemeni, ai aspecte tensionante pe partea profesională, așa că încearcă să nu intri în conflict cu șefii sau autoritățile. Rac, sunt posibile dificultăți și neplăceri legate de acte sau lucruri ce țin de birocrație. De asemenea, nu este o zi cu aspecte bune pe partea de călătorii. Leu, este o zi favorabilă pe plan social. Te poți întâlni cu prietenii, ai succes în orice activitate ce implică grupuri de oameni și ești foarte deschis la socializare. Fecioară, ai aspecte excelente pentru orice fel de studiu în zona profesională. Poți învăța lucruri noi sau poți găsi o cale nouă de a face activitățile recurente. Balanță, există tensiuni în relațiile colegiale. Încearcă să eviți orice fel de confruntări. De asemenea, e un moment bun pentru a trece prin revistă anumite convingeri, pentru că le poți identifica cu mai mare ușurință pe cele care te limitează. Scorpion, este o zi perfectă pentru relația cu instituțiile financiare, cum ar fi băncile. Ai aspecte bune pentru orice tip de parteneriat ce implică resurse comune. Săgetător, se păstrează aspectele favorabile în ceea ce privește comunicarea și relaționarea în cuplu, dar și în parteneriatele importante din viața ta. Profită de aceste zile pentru a petrece timp alături de cei dragi. Capricorn, ai aspecte favorabile pentru munca de rutină și pentru a face toate joburile mărunte pe care le-ai amânat până acum. Vărsător, îți merge bine pe plan creativ. Ai o imaginație bogată de care ar fi păcat să nu te folosești. Pești, astăzi este o zi foarte bună din care ai aspecte bune legate de locuință. Ocupă-te de treburile mărunte prin casă. Acestea au fost previziunile astrale. Pentru mai multe informații, accesați pagina de Instagram a astrologului Alexandra David. Pusule? Apropo de animăluțe, mai am unul, dar nu știu cum să-l dau la televizor. Îmbracă. Zice tot leu. Zice, băi, ia adunarea, mă, gata, toată lumea în pădure. Vin toate animalele, zice, băi, gata, că am obosit. Eu m-am săturat, cine e, mă, regele vostru? Ăia toți, tu, șeful, tu, bravo. Ce băi, fii atent, începând de astăzi, nu mai vreau să mai alerg eu, să vânez, să fac, să... Da?
începând de astăzi, fiecare mi-aduce de mâncare cărniță. Care n-aduce cărniță la băiatul, încep să-l bat cu ce are măgarul în loc de mătură. Asta. Încep să-l bat cu coada. Ce are măgarul? Încep să-l bat cu coada, știi? Deci îi dau cu coada, mă înțelegeți. Ei, dau de îl zăpăcesc. Acum și leu, stătea bine pe coadă, dacă mă înțelegi. Și încep ăștia să vină pe rând. Ce prima zi, vine tigru. Mam, mâncați-și gura ta mare, căprioară, frumos, pa, pa, pa. Zice, bravo, mă, tigru. Bravo, mă, ai înțeles. A doua zi vine ghepardul. Ghepardul mare, cerb, frumos, îl aduce, zice, bravo. Leoaică, da, bag acolo în depozit. Pac, ăsta, frumos, aia băgat la murat, la tot ce trebuie. La macerat. La macerat, la tot ce trebuie. Ți-e. A treia zi vine purașul cu un morcov. Zice, ce faci? Zice, ce să fac, ce? Zice, atât ai putut? Zice, păi, cer scuze acum, să, că dacă știți că nu pot să prind, că nu pot să țup-țup, ce să țup-țup-țup? Vino încoace și încerpe să... Țup-țup, îi dă-i și o moară, băi, puraș. Băi, ce purașul râdea. Băi, și râdea și ăla, îi dădea și el. Se tăpălea și leu mai rău. Bă, de ăsta chiar e prost și dă-i și dă-i. E purașul, bă, se tăpălea de râs. La care leu se oprește după vreo 5 minute, transpiră. Ce, tu ești prost la cap? Bă, te badă, te omor de 5 minute și tu râzi ca prostul. Ce râzi, mă, așa? La care prașul, șeful, eu ca eu, dar în spate vine Ariciu cu un măr. Doamnelor și domnilor, pentru că vorbim despre animăluțe astăzi, v-am spus, vreau să vorbim în primul rând despre faptul că a adopta un animăluț este mult mai important decât să-l cumperi. Așa că avem o colegă, o prietenă, care trece astăzi pe la noi prin platou și, atenție, ea a adoptat mai multe animăluțe. Despre cine vorbim? Despre Raluca Bădulescu. Dimineața, bine v-am găsit. Va. Dar de ce mi s-a schimbat vocea? Zici că sunt copil de la tâmp, practic. Nu ești, ești foarte... Ce mamă, ei sunt suriși... Ea e suri. Suri, mă muști? Nu te mușcă acum pentru că era tine acasă. Pentru că era acasă. A, pe regulă, da. Că dacă era noi acasă, era leu în cușcă. Hai să mergem în, hai să mergem pe canapea și ea este... Hai, pocărică. El este pocăr, este copilul ei. Poker, ia întoarce-te, mă. Poker. Ia uite-mă. Ia uite-l. Eu sunt Joker. El e Joker, tu ești poker. A, opa, acum a. Ți-am văzut jacheta. Vești? Mulțumesc. Da, sunteți cam de visul viselor. Hai să ne... Joker în varianta... Joker, poker, mamă, ia uite ce fericit merge. E la televizor, mă, el. Vezi, hai, poker, unde la... vrei să stăm? A, așa, unde vrei tu pe canapea? Să stai și e confortabil. A, dacă vrei, te poți așeza aici. Poker. Nu mă duc eu în partea cealaltă, ia, hai, perfect. Ia, îngere. Ia, uite, hai de sus pe canapea. Poker, hai sus. Așa, ia, bravo. Uite. Hai, la Luca. Hai, mamă, uite-i, fii atent. Mamă, fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Nu, fii atent, uite-i. Sunt cățelușii noștri de mai mult de 8 ani. Ea a fost abandonată undeva la țară. A venit la noi. Am crezut prima oară că e puțin graviduță, că e puțin grăsuță. Era doar graviduță. Și a născut un singur pui pe Poker. Nu-ți mai fie frică. Că nu-ți mai fie frică. Surihi, ea are vreo 10 nou. Ani, Poker are vreo 7. Sunt lumini, e gălăgie, îți dai seama. Nici nu este acasă, dar sper să se relaxeze. Nu știam, Raluca, nu știu câți dintre cei de acasă știau că tu ai ales să adopți căței, nu să cumperi căței. Nu să cumpărăm. Eu de foarte multe ori încerc și pe cât posibil să mai pun pe rețelele de socializare hashtag-ul Adopt on Shop, adoptați, nu cumpărați. Adică putem să ne cumpărăm poșete, putem să ne cumpărăm pantofi, genți, eu știu, orice, nu știu, orice ne dorim pe lumea asta. Dar sufletele acestea nevinovate sunt atât de multe adăposturi, sunt atât de multe cazuri, sunt atât de multe persoane în România care se ocupă cu cauze, nu știu, cu aceste suflete care aduc atâta bucurie și atâta dragoste necondiționată. Noi avem 3 cățeluși, avem și 3 pisici. Toate găsite la bloc. Deci toate, 2 căței deci, și 3 pisici. 3 pisici. Pe pisici 5 animăluțe. Una găsită sub o mașină, una salvată de sub soțul meu de la o mașină, cealaltă tot la fel salvată de soțul meu, aruncată de către cineva în curtea blocului. Sora mea la rândul ei este implicată în astfel de acțiuni. Cât de mare bucurie ți-aduc animăluțele? Cea mai mare bucurie și este cea mai pură, frumoasă dragoste din lume. Este cea mai... Uite, mie stă Bertonul prost, nu știu ce să fac, acum l-am văzut, dar nu contează, că sunt ei frumoși. Este atât de frumos, știi? Când, măi, te așteaptă la ușă. Ei te așteaptă la ușă și
Am avut și câine, am avut și câine de rasă. Am avut un beagle pe care l-am iubit ca pe ochii din cap, cumpărat de la pet shop, care din păcate a suferit de o grămadă de boli. Eu nu vreau acum să deschidem, să fac vreo campanie, să zic ceva împotriva pet shop-ului, ceva. Fiecare își poate lua câinele de unde dorește. Dar cred. Dar cred în adopție. Cred de asta adopție. O să vreau, cu permisiunea ta, să mergem până la Andra Ionescu, care este colega noastră și care s-a dus la adăpostul din Brănești. Pentru că acolo Andra a găsit foarte mulți căței care au nevoie de un stăpân, care au nevoie de o familie și mai ales de, de un moment de bucurie. Bună dimineața, Andra, te pupăm! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Ei bine, cu toții știm că un câine este cel mai bun prieten al omului, dar oare știm exact cât de bine să avem un astfel de animăluț în jurul nostru? Ei bine, mai ales în cazul copiilor, atunci când adoptă un cățel sau orice fel de animăluț, îl responsabilizăm și îl facem să fie mult, mult mai echilibrat. O avem alături de noi astăzi pe Anita Socolu. Bună dimineața, Anita! Bună dimineața, bine v-am găsit! Spune-ne, te rog, care este procedura? Ce fac oamenii aici când vin să adopte un animăluț? Procedura este destul de simplă pentru adopție. Avem nevoie de 3 documente, de copie după buletin, o dovadă a venitului și o dovadă a spațiului. Iar oamenii când vin aici în adăpostul public Brănești să adopte, interacționează cu căței, mai ales dacă vin familii cu copii, au ocazia de a petrece timp cu căței ca să vadă dacă este o compatibilitate bună. Și există această compatibilitate? Cum aleg persoanele aici care vin cu copii? Păi, în general, există, se întâmplă să fie chimie din prima și copiii sunt foarte fascinați de aspectul lor. Au ei, din, ori din desene, ori din povești, imaginea câinelui ideal. Și atunci, ori vin cu o idee, ori aici fac click cu un cățel. Se potrivesc perfect aici când vin. Exact. Își dau seama imediat care este cățelul lor. Pe cine avem noi astăzi aici? Haideți să-i prezentăm. O avem pe Alma și pe Teo, două prințese. Ea e prințesa adormită, a dormit până să intrăm. Au aproximativ 2 luni, sunt de parazitate, au carnet și sunt gata să plece acasă. Așa sunt toți cățelușii de aici, de la adăpost, toți sunt deparazitați, toți sunt vaccinați, doar pregătiți să își găsească o familie și să plece acasă. Exact. Căței adulți sunt și sterilizați. În momentul în care adoptăm un pui, avem obligația ca după 6 luni, dacă este femelă, și după 1 an, dacă este mascul, să-i sterilizăm, tocmai ca să prevenim înmulțirea necontrolată. Anita, spune-mi, te rog, există cazuri în care oamenii se întorc, își dau seama că nu mai vor să aibă grijă de aceste sufletele, că nu se potrivesc și vor, nu știu, să-i aducă înapoi? Da, avem din păcate și cazuri de genul ăsta. Din acest motiv, în momentul în care oamenii ne sună și ne spun că sunt interesați să adopte, îi întrebăm de foarte multe ori dacă sunt siguri, dacă sunt pregătiți, dacă știu ce înseamnă un câine din adăpost, pentru că durează puțin mai mult cu acomodarea, durează un pic mai mult să înțeleagă că este un cămin stabil și că... Of! Vrei să ne spui ceva? Ce vrei să spui? Durează puțin cu acomodarea și atunci nu toată lumea are răbdare și vin cu ei înapoi ca și cum ar fi o jucărie stricată și nu este deloc plăcut și este traumatizant pentru câine, că îi schimbăm mediul mult prea, mult prea repede și des, ca să spun așa. Dar pentru familiile cu copii, cum am discutat la început, eventual dacă există copii cu anumite dizabilități, este bine să adopte un astfel de animal? Îi ajută mai mult pe partea aceasta? Este indicat ca un copil să adopte un cățel, pentru că în primul și în primul rând îl responsabilizează. Dar tot acest proces se întâmplă evident cu stricta supravegherea părinților, că și ei trebuie să aibă răbdare cu cățelul și cu copilul ca să-l învețe ce e de făcut. Iar în cazul, spre exemplu, în cazul copiilor cu tulburare de spectru autism, socializarea cu un cățel, interacțiunea cu un cățel îi ajută pe mult mai multe planuri, să se integreze mai ușor în societate, să comunice mai ușor cu oamenii din jurul lor, adică avem numai aspecte pozitive. Spune-ne, te rog, câți cățeluși sunt aici în adăpost, care pot fi adoptați? Sunt foarte mulți din ce am văzut noi până să... Da, avem suficienți căței pentru toată lumea, dacă
vă întrebați, avem undeva în jur de 150-170 în acest adăpost și noi colaborăm și cu adăpostul public Buftea, unde și acolo mai avem în jur de 100-120, cam așa. Oricum, toți căței pe care îi avem în adăposturi îi puteți găsi pe platforma noastră de adopții, ilfovadoptă.ro. Acolo avem poze, descrieri, vârstă, tot ce vreți să știți despre căței și în cazul în care vă hotărâți, vă îndrăgostiți de un prieten de acolo, puteți să veniți să-l vedeți în adăpost. Bun, deci asta trebuie să facem ca să adoptăm un suflețel. Noi ne-am îndrăgostit de această prințesă adormită, am denumit-o noi pentru că a dormit până să intrăm în live. Vă așteptăm, dragilor, aici să adoptați, pentru că este bine să facem o faptă bună și trebuie să știm că salvăm, practic, două vieți în același timp. Odată salvăm un sufletel de aici în adăpost și a doua oară, în cazul în care avem copii, îi ajutăm să se responsabilizeze și să devină mai echilibrați. Atât de aici, vă pup și să avem o zi frumoasă! Îți mulțumim mult de tot, Andrei Ionescu, colega noastră, și mulțumim și Anitei pentru faptul că a stat în această dimineață alături de noi și este prietena noastră, este prietena emisiunii, face niște lucruri absolut senzaționale și nu uitați, dacă vă doriți cu adevărat să adoptați un suflet, indiferent că vorbim despre cățel, pisică sau orice alt animăluț, nu uitați că el devine parte din familia voastră, este ca și un copil de care va trebui să aveți grijă. Animalul nu este doar o păpușă, o jucărie cu care să ne jucăm și ce frumos se distrează, da, trebuie să ne jucăm cu el, dar trebuie să alocăm foarte mult timp, trebuie să avem grijă de el, el trebuie scos la plimbare, trebuie hrănit corespunzător și trebuie vaccinat, avut grijă de el exact ca de un om. Exact. Puteai să-ți cumperi câini și vreau să revin la tine, ar fost foarte simplu să te duci să-ți cumperi niște foarte mulți, o grămadă de rase care îmi plac la nebunie. De ce ai ales adopția și de ce, de ce mergi pe linia asta? Tocmai pentru că sufletele acestea au nevoie de noi. Tocmai pentru că putem să facem anumite lucruri bune în viața asta, putem să le schimbăm viața. Sunt atât de multe cazuri, văd zilnic pe rețele de socializare, la televizor, la aproape toate emisiunile noastre. A fost o rubrică foarte mult timp la știrile canal de Salvăm Suflete, în care erau prezentate poveștile cățelușilor și animăluțelor dintr-un adăpost. Și noi aici este la canal de chiar și la, la Teo Show și noi dimineață încercăm să o sprijinim pe Anita cât se poate și pe cei care vor să facă un bine. Iar aceste bine. Suflete chiar au nevoie de, de familii, sunt foarte drăguți și foarte, există foarte frumoși. Asociații la care se pot dona pur și simplu și sume simbolice de 10 lei adunate de la foarte multă lume, contează enorm în sprijinul acestor, vin în sprijinul acestor asociații pentru ca se poată îngriji. Sunt oameni pe care îi cunosc foarte mulți cu posibilități materiale mai mici, dar care aleg să adopte un suflet și aleg să trăiască pentru ei, pentru că pur și simplu acești cățeluși trăiesc pentru tine. Nu știu, dragostea lor este ceva incomparabil, incomparabil. Cine i-a botezat pe cei de? Pe ea o cheamă Suri, pentru că stă tot timpul pe două picioare așa ca o suricată, ea stă foarte bine dreaptă așa. Ea stă foarte bine așa dreaptă, are o coloană, o coloană vertebrală specială. Iar pe la l-a botezat Alex, băiatul nostru, l-a botezat Poker, pentru că s-a născut în pat, în Pipera, lângă noi. El este un răzfățat al sorții. Ne-am speriat în noaptea în care ea a născut. Am sunat la salvare într-o panică din aia dementă. Aoleu, ce facem? O pândeam, a născut o fetița. A născut fetița. A născut fetița, ce să facem? Cum acum? Eram ca în filme. Adu oala, am văzut eu. Nu, adu Ligianu, adu Fașa. Mămuțul care deodată era moașă. Mămuțul care era moașă, care nu știa ce să face. Schimbă cerceafurile, agită-te. Am sunat la salvare și ne-am spus că stați potoliți, băi băieți. Practic. E normal. Animalele știu singure ce au de făcut. Doamne, și perioada de o lună și ceva cât ea alerga și îl hrănea pe el, a fost culmea, a făcut un singur pui pe Poker. Alex l-a botezat Poker pentru că a spus că norocos. Eu dacă știam că o să fie doi, le-aș fi dat niște nume interesante. Tabaco and Vanilla, Salt and Pepper, Mili Vanilli, ceva de genul ăsta. Dar zice că au niște nume foarte frumoase. Până la urmă, poate fi că cum ai simțit. Și e instinctul. Ea a fost Suri, eu am crezut că așa. Și pisicile au niște nume ciudate și interesante toate, dar tuturor li se spune Mița. Pe românește, pe toate le cheamă într-un fel, dar de fapt, uită-te la ei. Nu, uitați-vă la ei și în general, uitați-vă la suflet, în ochii lor, la un adăpost, dacă te uiți în ochii lor, n-ai cum, nu, n-ai cum să mai, n-ai cum să mai pleci, n-ai cum să mai trești. De la o vreme să știți că am început să încerc să mănânc și mai puțină carne. Poate într-o zi voi reuși să devin vegetariană, mi-aș dori foarte mult lucrul acesta
sora mea este de 10 ani de zile. A, avem o cățelușă chiar cu o poveste a fostului soț al lui Vali. Este salvată de la un adăpost din Giurgiu și este regina Vali Madridului. Vali Punga, pentru cine nu... Vali Punga, a fostul meu soț. Am salvat o cățelușă de la un adăpost din Giurgiu, iar acum este Gena, la reina din Madrid. Se plimbă numai la Palatul Regal. Mai vine prin România, dar calea de robanți e cam... O deranjează așa la picior. Are viață de divă acum. Da. Și-o cam deranjează tuturorele pe aici, știi? Nu prea... Ea s-a învățat în parc opere acolo... Altceva. Apropo, ai mai vorbit cu Vali, bă, mai știe să latere în română? Știe să latere în română. Ara la trari în rumena, cum se zice, e la pera tambien. Am învățat jurăturile de mică. Exact, exact. Ăștia sunt români, GPG, și ăștia nici nu prea ies din casă, doar în curtea blocului. Ea are aproape 10 ani, Suri. În momentul, apropo de 10 ani, în momentul în care ai ales să adopți cățelul, să o adopți pe Suri, băiatul era mic. Băiatul era mic. A fost un punct important în alegerea ta? Faptul că el era mic și că trebuia să... Te-ai gândit că ar fi bine să aibă un cățel? Extraordinar de important, da, și a contat foarte mult acest lucru, pentru că l-a responsabilizat. L-a responsabilizat foarte mult, pentru că, așa cum ai spus, animalele nu sunt o jucărie. Trebuie să ai grijă de ele, trebuie să ieși afară, trebuie să fii atent cu programul lor, așa cât de cât. Nu necesită o grijă absolutisimă, dar l-a responsabilizat. Și cred că l-a deschis mult mai mult către sentimente. Cred că sentimente. Da, copilul cumva începe să fie implicat. Exact. Îi dai, cum ai spus tu, responsabilități. N-are frasele surori, Alex este singur la... Devine mai empatic? Mult, mult mai empatic. Devine mult mai empatic. Acum, de exemplu, eu îl văd și când vine pe la noi acum, de fiecare dată. Iubește, se bucură și când întâlnește pe stradă câini. Au crescut împreună, practic. Au crescut împreună, dar și pe stradă când vede câini. Eu cred că altfel cresc copiii alături de animăluțe. Așa cred. Cred că dezvoltă un soi de empatie, un soi de altfel de manifestare a iubirii. Mai ales că ai spus în momentul care vii acasă și vezi că ei se bucură sincer de fiecare mult. Dată când... Mă, bărbatul nu se bucură așa să leșine când vii acasă. La mine chiar deloc. E Florin în spatele camerelor, practic... El se bucură când pleci de acasă. Mamă, că plec de acasă, este terminat de fericire. Deci terminat. Doamnelor, 0733189898 este numărul nostru de WhatsApp la care v-am rugat să ne trimiteți fotografii cu animăluțele dumneavoastră. Și pentru că ați făcut asta, cred că a venit momentul să vedem și noi niște fotografii și niște animăluțe drăguțe pe care dumneavoastră ne le-ați trimis la numărul de WhatsApp. Hai să vedem. Uite, aici avem un iepuraș, cred. Uite, un iepuraș coconaș. Avem aici Domnice. Mama și copilul, cred. Am înnebunit. Două pisicuțe. Hai să-l și pe ăsta mic. E fashion. E fashion, ăsta e îmbrăcat pe hăinuțe păros. Da, uite-o pe asta mică, mă, se spăla. Ava. Aici e cu beberonul, știi, că trebuie hrănit animăluțul. Uite un beagle. Uite un beagle tricolor. Sunt vai, labrador. Asta mică e și la plimbare, mă înțelegi? Eu cred că el conduce, cred că cu volan pe dreapta. Labrador, eu cred că e golden. Asta e golden, când... golden, da. Aia, câinele de la volan sunt eu, cred că e labrador. Asta râde la emisiunea noastră. Bă, da, frumos sunt. Uite de puțin și ăsta micu ne-ar. Vă mulțumim din suflet pentru toate fotografiile. Un ciao ciao. Am și ciao ciao acasă. Ador ciao ciao. Am și un ciao ciao acasă, da. Mulțumim din suflet pentru toate fotografiile și pentru animăluțele dumneavoastră care sunt absolut senzaționale. Ne puteți trimite în continuare fotografii la 0733189898 și nu uitați, Raluca Bădulescu a făcut un lucru absolut senzațional, dacă cumva nu știați despre ea, că are un suflet atât de mare, aflați în această dimineață, pentru că ea pare așa mai nebunatică și pare că de fiecare dată este cu regina, regele și tot felul de lucruri. De fapt ei sunt. Dar de fapt are un suflet absolut senzațional și da, a ales să adopte căței, nu să cumpere. Ne-a povestit aici în emisiune că la un moment dat a și cumpărat un cățel. Din nefericire, cățelul a avut niște probleme de sănătate, dar cu toate astea nu s-a lăsat și a spus, domne, copilul are nevoie de un câine și uite cum de la pitica din partea stângă s-a ajuns și la piticul din partea dreaptă. Pentru că, după cum îi vedeți, sunt mamă și fiu. Mamă și fiu. Dacă mai avea încă unul, putea să-i denumească Bravo, ai stil. Bravo, cât de tare ar fi fost! Ai. Dar să știi că asta este o idee foarte bună pentru pisicile tale, pentru că ai trei. Tot adoptat.
adoptate. Bravo, I Still. De astăzi înainte așa se numesc pisicile. Bravo, I Still. Doamne, să le mulțumim din suflet, Raluca, îți mulțumim pentru vizită. Ador. În primul rând le mulțumim lor că au acceptat. Suri Poker, mulțumim. Suri Poker, îți mulțumim că ați venit în această dimineață și ne-ați spus povestea voastră. Iar dumneavoastră, nu uitați, dacă doriți să adoptați un animăluț, o puteți face, mai ales dacă aveți un copil. Nu trebuie să vă fie frică de tot felul de lucruri pe care le-am auzit, că părul animăluțelor afectează copilul. Sau, dacă avem puțină grijă, eu cred că un animal îți poate aduce mult mai multă bucurie în familie și mai ales îți poate aduce un prieten pe viață. George! Domnul Ursucu, dacă tot am vorbit despre animăluțe, pot să-ți prezint și eu, Vivi, dacă vrei, da, câteva curiozități, lucruri pe care poate nu le știați despre animăluțe. Hai să da? Vedem! Da? Dar imediat după o scurtă pauză. Bine, pentru bine. Că am fost timingul perfect. Rămâneți alături de noi să vedeți câteva curiozități foarte interesante, zic eu, despre animaluțe și ce mai urmează în emisiunea noastră.